Solidaritate prin muzică, creațiile interpretate la pian de compozitorul japonez Tenpei Nakamura au umplut sala de orgă cu refugiați ucraineni și iubitori ai muzicii clasice. Concertul cu genericul Solidarity Moldova a fost organizat de Ambasada Japoniei, Republica Moldova și Agenția ONU pentru Refugiați. Din 2010, compozitorul japonez a evoluat în fiecare an în Ucraina, unde și-a făcut mulți prieteni. This year, February 24th, I'm so sad because my friend... Dar a venit 24 februarie acest război distrugător, astfel că aceste concerte pe care le-am avut recent în mai multe țări europene, iar acum și în Republica Moldova, sunt o mărturie a solidarității cu poporul ucrainean, cu toți cei care suferă. Suntem recunoscători pentru aceste momente. Avem nevoie de muzică, de normalitate. Muzica întotdeauna este o oază de liniște și pace. Cauza concertului este una nobilă și importantă. Și am venit deci să ascult muzică bună și să văd cum e cultura japoneză. Recent, Tenpei Nakamura a susținut recitaluri la Kiev, Lvov și alte orașe din Ucraina. După ce a aflat că în Republica Moldova trăiesc un număr mare de refugiați din Ucraina, totodată sunt mulți moldoveni cu inimă caldă care găzduiesc acești ucraineni. El imediat ne-a răspuns că dorește neapărat să cânte în Republica Moldova. Sign of solidarity is art and music is one of these form of art. Muzica a fost întotdeauna un pod de legătură dintre oameni. Acum este și o mărturie a solidarității, recunoștinței pentru susținerea oferită refugiaților ucraineni de poporul din Republica Moldova și conducerea acestei țări. Este foarte important în timpul atât de agresive, atât de stresate, să avem pace în sufletul și să ne oferim oamenilor puțin dragoste, puțin pace, și să oferim solidaritate. Ciclul de concerte Solidarity Moldova, susținut de Tenpei Nakamura, a inclus concerte la pian pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă din Cahul și Bălți. Turneul Solidarității va continua în alte țări care găzduiesc ucraineni goniți de război.